Bună ziua! În acest tutorial o să segmentăm un link high de 300. Pentru acest lucru o să dăm motorul jos. Începem să desfacem transmisia, să dăm cureaua jos, ca să putem să scoatem motorul. Desfacem capacul de transmisie, acesta are ambreiaje cu ax lung. Se fixează în acest capac de aluminiu. Desfacem șurubul de la acesta și apoi o să dăm jos capacul de plastic. Ok, înainte să desfacem variatorul, să desfacem folia de la variator ca să scoatem cureaua, o să desfacem capacul de la distribuție pentru a slăbi pinionul. Desfacem cele două șuruburi ca să putem să ținem apoi contra, să slăbim pinionul. Ok, deci am pus un 19 la variator și cu 16 o să desfacem pinionul. Ok, apoi ca să desfacem piulița de la variator o să punem un capăt de 8 sau de 10 ca să blocăm variatorul. Ok. Așa, și cu o cheie de 19. Da, acesta a fost chiar cu minte, a mai fost desfăcut de curând. Altfel, trebuia să tragem destul de tare. Și gata. Am desfăcut cureaua. Acum vom desface suporții, cel de sus și cel de jos. Okay, desfacem cele două tige de la schimbător. Să vedem într-o parte, din partea dreaptă vom scoate motorul. Sunt prinse cu două piulițe de 10 și trebuie să ținem contra cu o cheie de 9 partea de sus. Ok, desfacem și suportul acesta de pe partea dreaptă, mai avem un șurub aici ca să-l putem scoate. Apoi vom desface eșapamentul. Așa. Fișa de la bobină. Da. Și vom scoate și prezonul, vom desface electromotorul, cele două șuruburi de pe partea cealaltă ca să îl lăsăm prins de cadru, sau putem să desfacem firele, cum vă este mai simplu. Eu zic că e mai simplu să desfacem cele două șuruburi. Ok. Apoi desfacem furtunul de la filtru de aer de la admisie. Are un colier. Așa. Am desfăcut furtunul de alimentare cu benzină. O să desfacem și am desfăcut și aici ca să golim antigelul. Așa, și mai desfacem furtunele ca să putem să eliberăm motorul, să-l scoatem în partea aceea. Ok, desfacem și mufele de la magnetou. Avem de la încărcare, de la cititor și aici mai avem mufa de la șocul electric de pe carburator. Ok, acum am desfăcut toate cele. Uităm bine dacă mai avem ceva. Stai, senzor. Am desfăcut. A, mai avem furtunul acesta de la cotul de pe chiuloasă, desfacem și pe acesta și cam asta e ultimul. Gata. Ok, am eliberat tot. Așa, mai avem șurubul cel mare de la suportul de sus. Acum o să tragem acest șurub și vom aplica motorul cu chiuloasa înspre planetara stânga față, spre roata stânga față, și o să-l scoatem cu spatele. Scot șurubul, lăsăm motorul ușor în jos. Așa. Ok, după ce am desfăcut motorul, punem pe un banc de lucru și ne apucăm să desfacem ușor. Desfacem șurubul de la pinion. Ok, așa, slăbim chiuloasa. Ok, după ce am desfăcut
făcut robot de chiulisel de la chiuloasă. Așa, vom slăbi întinzătorul. Așa, acum vom scoate pinionul. Așa, vom slăbi și prezoanele de la cilindru. Ok, am desfăcut și prezoanele. Acum trebuie să iasă. De obicei se lipește puțin. Ușor, cu grijă. Așa. Ok, desfacem ușor. Scoatem chiuloasa. Ok, desfăcut. Acestea sunt supapele. Așa. Canitura de chiuloasă, patinele, așa. Acum vom desface și cilindru. Trebuie să desfacem cotul de la pompa de apă, acesta de aici, din partea asta. Și desfacem și cotul de la pompa de apă. Ok, desfăcut și cotul de la pompa de apă. Așa. Acum o să desfacem ușor cilindrul. Să scoatem ușor în sus. Ok. Să vede că a frecat puțin și pistonul. Da. Vom discuta cu proprietarul să vedem ce hotărăște, dacă schimbăm și pistonul sau decât segmenții.